Mulțumim, doamne Mariana Heroiu. Îl invit acum pe domnul Calistrata Tudorei. Până atunci aș vrea să vă spun apropo de invitația la dialog a lui Iurie Roșca prin această carte. E bine, o realizare a lui excepțională este Forumul de la Chișinău. Scrie despre el în această carte, dar este important de urmărit, de văzut ce se întâmplă acolo. Pentru că este un dialog de multe ori al unor păreri contrarii. Nu pot să uite de prietenul nostru gânditorul georgian Levan Vasace, da. Și de controverse, de contrele sale cu Alexander Dugin, de exemplu. Nu sunt de aceeași părere, dar nu contează. Se nasc idei din aceste discuții în contradictoriu și acesta este meritul lui Iurie Roșca. A realizat ceva extraordinar pentru Moldova și sper ca până la urmă și cei de acolo să-și dea mai mult seama de ceea ce face pentru ei. Și de asemenea și noi putem să participăm acolo, aici. Puteți să găsiți pe site-ul, pe Facebook-ul lui Iurie Roșca mai multe detalii. Și de asemenea, să nu uit, o mare bătălie a lui Iurie Roșca, înainte de bătălia unionistă, a fost cea pentru limba română, care a fost o primă mare victorie, înainte ca noi chiar să auzim de domnia sa. Bun, domnule Tudore, vă rog.